Americanul Aaron Cervenec, în vârstă de 34 de ani, a decis să-și unească destinul în mod oficial cu smartphone-ul său. Căsătoria atipică a avut loc într-o capelă din Las Vegas. Aaron a dorit să atragă atenția asupra importanței pe care o acordăm telefonului personal, ajungând să ne ofere consolare și să ne relaxeze, lucruri pe care le cauți și într-o relație de cuplu. Dacă stau să mă gândesc, cu smartphone-ul meu am avut cea mai lungă relație și din acest motiv am decis să fac această ceremonie. Ne uităm la telefon pentru a primi consolare, pentru a ne calma, pentru a dormi și pentru a ne relaxa, iar pentru mine aceste aspecte descriu o relație. Nu este însă legal să te căsătorești cu smartphone-ul, dar sper ca această ceremonie să fie un gest simbolic din care oamenii să înțeleagă cât de prețioase au devenit telefoanele în viețile noastre, a mărturisit Mirele. Aaron este regizor de film și director de imagine și trăiește atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. Este specializat în filme de călătorie, aventură și reclame.